Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal este total gratuită. Întregul meu, con întregul meu conținut este total gratuit! Like-urile, comentariile, distribuirile, absolut totul este gratuit! Um, în videoclipul de astăzi am decis să facem din nou un battle pentru că am văzut că iubiți genul acesta de uh, videoclip, genul acesta de conținut, clipurile acelea de tip versus mai precis. Dar înainte să intrăm în pâine, parfumul zilei, parfumul pe care eu îl port astăzi, este un parfum cu niște note foarte contradictorii, este ceva acolo care, nu știu, e una personală atunci când am citit notele, uh, mi-a dat cu virgulă, cum spun eu, dar l-am achiziționat blind. Bineînțeles, nu vă sfătuiesc să faceți treaba aceasta, deoarece parfumul se numește Queer Mask și vine de la Casa Ajmal. Reușesc? Reușesc! Acesta este parfumul cel port eu astăzi. Ca de obicei, lăsați-mi și mie, vă rog, în secțiunea comentarii ce parfum purtați voi astăzi. Așa mă mai inspir și eu, cine știe, poate mai achiziționez câte ceva, cu toate că mă lupt cu mine să pun stop, să pun, nu stop, să pun oarecum frână, dar nu pot. Cu Irmasc o să vorbim în curând despre el. Este un parfum total, total unisex, un mosc frumos. De fapt, el se deschide cu o zmeură zemoasă, suculentă, răcoritoare, delicioasă, combinată cu un pepene roșu. Totul se întâmplă pe un pat de piele întoarsă. Aveți și moscul acela angelic, aveți și un tutun neaprins undeva pe fundal. Da? E genul acela de aromă care nu o întâlnești, ce nu o întâlnești la orice pas. Deci, lăsați-mi și mie parfumul cel purtați dumneavoastră astăzi. Și eu acum când filmez este miercuri, dacă nu mă înșel, pentru că da, știți că eu, da, miercuri. Eu am oarece probleme cu timpul. Voi face tot posibilul să îl vedeți tot astăzi. Și Um, clipul de tip versus tema subiectului de astăzi uh, o fac uh, două parfumuri. Un parfum uh, clasic, da, de tip spray și un ulei parfumat. Parfumul uh, original vine de la casa Kayali și se numește Love Fest Burning Cherry 48, da? Iar uh, Parfumul cu care se va lupta acest, această aroma a casei Kayali vine de la Oud Darabi London, da, Dubai Collection, da, roș 25 pentru 5% discount. Și vorbim despre Love Fest. Acum, mic disclaimer de la bun început, înainte să le disecăm pe fiecare în parte. Pe site îl veți regăsi sub această denumire. Însă, pe sticluța mea scrie Love Fest, dar garantat nu este nicio greșeală, da? Dacă îl comandați și îl vedeți pe site sub această denumire și vă treziți cu un ulei pe care scrie Love Fest, nu intrați în panică, este fix aceeași aromă. Doar că se pare că în momentul etichetării parfumurilor au fost ceva chestii nepuse la punct, dar, dar începem cu parfumul de la Caiali. eu vedeți că am um, varianta de 10 ml sau travel size, sinceră să fiu, mi-ar fi plăcut mult mai mult să fie, să fie forma aceasta de sticluță, da, cum le-am și pe celelalte, cum, cum am, i-am pistacio, ce mai am? Coco, Utopia, ceva de genul și Sparkling glicii. Da? Dar asta este, a venit în această formă, cu aceasta de filă. Bun. Notele acestui parfum sunt următoarele, bineînțeles luate de pe Fragrantica. În vârf avem cireșe arzătoare, zmeură și bergamotă. În mijloc avem pralină, heliotrop, trandafir de damasc și iasomie sambac, iar în bază palo santo, boabetonca, lemn de guaiac, balsam de peru, ambretolidă, ambretolidă Ana, paciuli și vetiver haitian. Și pentru că avem două, bineînțeles, le voi pulveriza direct pe piele ca să ne facem o părere. Eu oricum părerea mi-am format-o și mi-am format-o oarecum cu durere în suflet. În primul și în primul rând, în acest parfum de la Cayali, nu înțeleg nota lor din vârf și anume cireșe arzătoare. De ce spun asta? Pentru că, după simțurile mele, în felul în care percep eu și pot diseca eu acest parfum. Parfumul acesta de la Kayali mai degrabă ar fi ceva de genul, ar trebui să listeze cireșe liniștite sau cireșe domolite, dar nici de cum cireșe arzătoare. Nu. Pentru mine este, și știu, uh, din nou, disclaimer, dacă iubiți acest parfum, dacă probabil este chiar parfumul dumneavoastră semnătură. Nu atac pe nimeni, nu fac mișto de nimeni, dar sunt pur și simplu părerile mele, sunt pur și simplu, este pur și simplu experiența mea cu acest parfum de la Kayali. Mona, dacă mă vezi, dar nu mă vezi, aia e, nu face niciun rău. Pentru că, pe ansamblu, nu prea m-a dat pe spate. De ce spun asta? Um, parfumul acesta de la Caiali a fost achiziționat înainte de uh, uleiul de la Udara London. Se vede că am și băut ceva din el. Bine, ca idee el nu vine plin, da? Dar, vă spuneam că nu înțeleg treaba cu cireșe arzătoare. Pentru că eu aici resimt cea mai firavă cireașă, da? Foarte, foarte firavă foarte liniștită. În plus de asta, ca o mică paralelă, nu știu dacă aveți sau dacă ați testat, din ce am înțeles în momentul de față ar fi discontinuat, dar habar n-am încă momentan, nu știu ceva 100% sigur bătut în cuie, și anume vorbesc despre parfumul Caraz Shams, da? un parfum, acela este inspirat de Tom Ford de la Cherry, însă și acela are o cireașă în el. Ei bine, în opinia mea, cireașa din Caraz Shams este mult mai in your face față de cireașa din Kayali. Da? Asta ca o mică paralelă vorbind strict de acest parfum, da? fără să-l compar cu uleiul de la Udarabi. Avem o cireașă domolită, avem, nu știu de ce, eu resimt aici, un iz medicamentos, da? E ceva ce ori mă duce în zona siropurilor de tuse, ori mă duce în zona antibioticului. Nu am idee, mă uit acum pe note, nu am idee ce note sau... Ce acorduri îmi lasă mie senzația aceasta, însă eu pur și simplu așa resimt acest caiali, da? Cireașa, bineînțeles, deci, bine, 10 minute, dar a fost și intro, nu știu, să zic, am vreo 3-4 minute, după 3-4 minute, nota de cireașă abia, abia se resimte, abia se resimte. Dacă ne uităm însă la note, da, pralină, heliotrop, trandafiri, asomie, ce ne înșiruie ei aici, v-ați gândi că ar trebui să fie cât de cât un parfum profund. Ei bine, nu știu, poate nu are chimie cu mine, poate nu am idee ce se întâmplă. Însă, după ce dispare cireșica aceea firavă, parfumul nu este unul nu este unul in your face, nu este nici măcar prezent, da? Cei din jur nu resimt. De câte ori am purtat acest parfum, nimeni din jurul meu nu mi-a simțit aroma, da? De multe ori nici eu. Trebuia pur și simplu să-mi îndes nasul în piele ca să îl resimt, da? Foarte, foarte repede ajunge la acel nivel de skin scent. Îmi cer scuze o secundă. Bun. Ajunge foarte repede la nivel de skin scent. Ei mai spun aici Palo Santo, Boa Beton, ca balsam de peru și așa mai departe. Se resimte undeva extrem, extrem de firav, undeva uh, extrem de înfundal, da? foarte, foarte îndepărtare. Se resimte acel iz. De fum dulceac, da? Izul acela de palosato, Însă nu vă gândiți la ceva complex Nu resimt acel balsam de peru Care, din câte știu eu și din ce am testat în alte parfumuri Ar fi trebuit să duduie, da? Mai ales pentru simplu fapt că este listat în bază Nu Boabetonca, nici atât, da? Baza este oarecum, nu știu este genul acela mai, mai repede l-aș cataloga. Unde este cutia? Da, ei spune de pe, de parfum. Eu, sinceră să fiu, din nou, dacă îl iubiți, nu mi-o luați în nume de rău. Poate că nu are chimie cu mine, poate asta se întâmplă strict la mine, însă acest parfum... <coughs> Vai de viața mea, îmi cer scuze, toate reacțiile acestea sunt și datorită faptului că izul acela medicamentos ce v-am spus și mai înainte că le resimt, pur și simplu mă astupă. Da? Deci are un iz medicamentos extrem de deranjant pentru mine. Extrem de deranjant. Ca să mă pot bucura da, de această aromă, singura variantă pentru mine este să fac layering cu el. Ca parfum de sine stătător, fix reacția aceasta pe care ați văzut-o, da? Mi-o provoacă. Nu pot cu el. Dar, dar, în continuare, chiar dacă eu vin și vă spun, uh, mă astupă, uh, nu pot cu el, are ceva ce mă deranjează, parfumul acesta este Totalmente lipsit de performanțe, din nou, în opinia mea, pe pielea mea nu are chimie, da, nu facem chimie, nu ne înțelegem. Nu aș, nu aș putea să vă spun ceva legat de siaj, pentru că exact cum v-am spus și eu trebuie, bine, trebuie să evit să mai fac asta ca să nu mai tușesc. Trebuie să-mi nasul foarte adânc în piele ca să-l pot resimți. Nota de cireșe exact cum v-am spus. După 4 minute se estompează complet. Vai. Mai beau puțină apă ca să nu vă vătușesc. Bun. Nota de cireșe se estompează um, complet în 4-5 minute el rămâne la nivel de skin scent. Nu este nimic complex, nimic plemnos, a fumat, absolut nimic de genul, da? Sub nicio formă. Cred că au fost cei mai, cea mai proastă investiție în ultimul timp în ceea ce privește achiziția de parfumuri. Pentru mine, da? Pentru mine. Bun, acum trecem la Uh, pansamentul ce m-a vindecat de uh, durerea, dezamăgirea lăsată de Kayali și anume Love Fest de la Udara Acesta este recent intrat în viața mea Nu mai știu eu când... Oricum, dacă mă urmăriți pe Instagram uh, și pe TikTok... Îmi cer scuze, trebuie să tușesc foarte tare. Bun, am revenit cu lacrimi în ochi de la cât de tare a trebuit să tușesc. Dar da, nu sunt răcită, nu am nicio alergie, nu am alergii de felul meu. Însă asta se întâmplă când eu simt această aromă. Mă deranjează, da? O să încerc să văd dacă îl pot combina cu alte parfumuri. Dacă nu, mami nu are reacția aceasta, cu siguranță va ajunge la ea. Revenind la uleiul de la Oud Arabi London, vă spuneam că a intrat recent în viața mea și dacă mă urmăriți pe celelalte două conturi de social media ale mele, vedeți, da? acolo postez de fiecare dată când achiziționez câte ceva. Notele acestui ulei, în vârf avem cireașă arsă, zmeură, bergamotă, în mijloc pralină, heliotrop, trandafir de damasc și asumie sambac, iar în bază lemn sfânt, palo santo, boabe tonca, lemn de goaiac, balsam de peru, ambretolide, paciuli și vetiver de Haiti. Notele sunt identice. Dar, dar nu același lucru, He, așa da, așa da, nu același lucru pot spune și despre aroma acestui ulei. În acest ulei ai uh, cireșe de la mama ei, da? Ai cireașa aceea cărnoasă, ai cireașa aceea bogată, într-adevăr, ai putea spune cireașa arzătoare, da? cum listează ei. Nota aceasta de cireșe, la modul general, indiferent că vorbim de Kayali, indiferent că vorbim de udara London, indiferent că vorbim de Tom Ford, Last Cherry și așa mai departe, este o notă sintetică, da? niciun parfum de pe lumea asta nu are nota aceea de... Da, nu este nimic natural acolo. Însă, exact cum vă spun eu, cum v-am mai spus în mai multe videoclipuri, contează foarte, foarte mult lucrătura. Ei bine, nu, dar a London simți Adică, nu că simți, în momentul în care miroși acest ulei parfumat, ai în fața ochilor, îți aduce în fața ochilor o cireașă, da? Este foarte, foarte natural redată. Foarte natural. În plus de asta, acest ulei, în comparație cu uh, parfumul de la Kayali, îmi face un film. O să ziceți că cine știe ce, Doamne, iartă, mă fumez sau cine știe cu ce mă ocup eu în timpul liber, de îmi caut parfumuri ce îmi fac filme. Ei bine, la mine, parfumeria cam asta înseamnă. Am nevoie ca parfumul pe care îl port, în primul și în primul rând, îl port pentru mine și pentru plăcerea sufletului meu, da? nu port parfumuri pentru a fi complimentată. Dar am nevoie ca parfumul acela să îmi dea o stare, să mi creeze o senzație, să mă ducă în anumite lumi și filme, da? Asta înseamnă parfumul pentru mine. Acest ulei parfumat de la Udara B. London, pe măsură ce se dezvoltă, cireașa vă va însoți, da? Pentreg, pe 80% din câte mi-aduc eu aminte pentru că l-am purtat, 80% din timpul dezvoltării acestui, acestui ulei parfumat, cireașa vă va însoți. Uleiul îl percep mult mai, mai repede aș cataloga uleiul ca fiind o aromă unisex decât acest parfum. Habar n-am cum este listat, nu m-am uitat, însă mă risc din nou să-l miros. Parfumul pentru mine mă duce într o zonă mai degrabă feminină. Pe când uleiul nu. De ce? Uleiul este foarte este mult mai profund, în primul și în primul rând, în comparație cu parfumul de la Kayali. Da, în ulei pot spune că, uite, da, resimți pralina, da? Chestie pe care în caialii eu nu, nu, o percep. Resimți o pralină. Trandafirul nu este proeminent, mai degrabă eu personal resimt iasomia ușor mai puternică, însă, însă fără a fi indolică în comparație cu trandafirul, da? Resim și acea aromă a fumat dulceagă de Palosanto, boabe calere simți da este mult mai nu știu dacă ai mirosi aceste două arome și nu ai ști ele sunt invers și nu ai ști că aici ai caiali original și aici ai un ulei inspirat ai putea să juri la un prim nas că de fapt aceasta este aroma originală și aici este varianta de clonă sau inspirație. Pentru că, din nou, ajung la același subiect, uleiul este mult mai proeminent, este mult mai bogat, este mult mai rotund, ca să nu mai vorbim de performanțe. În general, treaba cu performanțele la uleiuri este mult mai subiectivă, dacă m-aș putea exprima așa, în comparație cu parfumurile. De ce spun asta? Parfumurile le aplici și pe haine sau le poți aplica și pe haine, și astfel ele cu siguranță persistă mult mai mult timp. Pe când uleiul necesită aplicare direct pe piele sau, și mi-aduc aminte și vă mulțumesc din nou din suflet, multe dintre dumneavoastră, doamnelor, mi-ați scris că ați început să aplicați ulei pe lungimea porului și că sunteți mega, mega complimentate. Da, din nou vă spun în momentul în care îți aplici un ulei pe lungimea părului, părul proiectează de, nu știu, proiecția părului este la puterea N în comparație cu proiecția ce o ai la nivelul pielii, da? De pe piele, nu la nivelul pielii. Bun. Revenind, Uite, acum am ajuns în faza în care se resimte mult mai profund partea aceea lemnosă fumată. Și vă spuneam că mie acest ulei, față de original, îmi lasă, îmi face un film. Este, este genul acela de aromă care pur și simplu mă duce undeva într-o catedrală gotică medievală, undeva la miezul nopții. Um, mă văd îmbrăcată cu o rochie lungă, um, stilul acela gotic roșu-cireș ca să fiu un ton cu notele Iar de jur împrejurul meu în acea catedrală sunt multe lumânări aprinse da? Pur și simplu imaginea asta mi-o creează de fiecare dată când port acest ulei este genul de aromă sexy, misterioasă, dark, atrăgătoare. Are performanțe, după cum v-am spus, de fapt nu v-am spus direct cu ore, da? Bun. Ca performanțe, pe pielea mea, strict pe pielea mea, are o longevitate de undeva, de undeva, uh, undeva la 6-7 ore. Pe păr dacă îl aplic pe păr, siajul este de, țineți-vă bine, 3-4 ore în condițiile în care eu sunt fumătoare înrăită și știți foarte bine că fumul de țigară, în special la doamne și domnișoare, se impregnează pe păr. Da? Însă acest ulei, dacă îl aplici pe păr, obții lejer un siaj de 3-4 ore. Dacă îl aplici strict pe piele, siajul, țineți-vă bine și vorbim de un ulei, este de două ore. da. Asta, din nou, din nou, asta este strict experiența mea și strict ceea ce resimt eu cu acest ulei. S-ar putea ca pe dumneavoastră să se simtă mai mult timp, deoarece uh, sunt multe doamne și domnișoare pe grupul meu de Facebook, Frec Family. Apropo, dacă nu sunteți acolo, vă așteptăm. Veți avea link în bara de descrieri pentru și pentru aceste două produse parfumate și pentru celelalte conturi de social media ale mele, inclusiv pentru grupul de Facebook Frag Family. Și, după cum vă spuneam, pe grupul meu am câteva doamne care au comandat acest ulei și acest ulei pe dânsele se resimte toată ziua. Da? Pielea mea nu este atât de norocoasă pe mine, resimțindu-se, după cum v-am spus, undeva între 6 și 8 ore. Da? Ca aromă. De ce v-am spus că le resimt unisex? Nimic din note, da? heliotropul, atingerea aceea pudrată. Nu este nimic mult prea mult pentru un dom din nou, în opinia mea. Trandafirul și iasomia la fel, da? Este genul de aromă, deci am tușit atât de tare încât am răgușit când v-am pus pe voi pe pauză. Încă o dată îmi cer scuze. Este genul acela de aromă care un domn, nu știu, dacă aș fi domn, aș combina acest ulei de la Udara B. London cu ceva parfum cu tutun sau cu ceva parfum cu piele. Da? Eu zic că merge excepțional. La fel, în cazul doamnelor, Da. variantele de layering pentru acest parfum sunt... Limita e cerul, da? Sunt infinite. Dar, da, cu siguranță, ca să nu mai vorbim despre raportul calitate-preț, acest parfum de la Kayali, 10 ml, nu mai știu, știu că de pe site-ul Sephora l-am comandat, 130-140 de lei, habar n-am pe undeva pe acolo. Pe când acest ulei de la Ud Arabii, London costă 60 de lei fără roș 25. Da? Bun. Aș achiziționa full size sticla acestui parfum? Categoric nu. Deci nu sunt nicio formă. Acum am ajuns... Am ajuns într-o fază cu el în care tot ceea ce resimt, dry down-ul final, da? este acel sirop de tuse pentru copii. Da? Deci altceva nu resimt absolut nimic. Nu, este sirop de tuse și atât. Și voi nu mă vedeți, însă deja trebuie să fac treaba asta, da? ca să înțeleg ceva din parfum. Pe când uleiul, uleiul este în continuare acea um, cireașă misterioasă, cum ar fi o cireașă misterioasă, nu mai contează, ne punem imaginația la treabă, este acea cireașă misterioasă, dark, plină de senzualitate și de sex appeal. Da. Categoric în opinia mea, all season, plus că fiind de această formă și această cantitate și în buzunar, dacă l-ai pus, ți-l poți reaplica oricând. Însă, credeți-mă că nu este nevoie. Da? Deci nu este nevoie. Bun. 30 de minute videoclipul de astăzi în care cred că un sfert, dacă nu mă înșel, am tot tușit datorită sau mulțumită acestui parfum de la Caiali. Bun. Atât pentru astăzi. Vă aștept cu nerăbdare în secțiunea comentarii. Știu, știu, mi-am adus aminte. Am rămas în urmă cu răspunsurile de la videoclipul în care am anunțat giveaway-ul. Însă, promit că ori astăzi, dacă juniorul vrea să doarmă, deoarece suntem în acea perioadă în care copilul nu vrea să doarmă, de aceea eu sunt atât de dărâmată. Dacă va dormi juniorul, chiar astăzi voi lua fiecare comentariu și vă voi răspunde. De citit le-am citit, mai am să vă răspund. Um, dacă nu undeva la noapte, dar cât de repede se poate, rezolvăm și treaba cu răspunsurile, pentru că nu e frumos din partea mea. Um, vă aștept cu nerăbdare în secțiunea comentarii. lăsați mi și mie parfumul cel purtați dumneavoastră astăzi. Uh, și, din nou, dacă ați testat sau dacă ați făcut această faptă necugetată ca mine să achiziționați varianta de 10 ml fără a o testa în prealabil de la Kayali, nu știu, poate cu dumneavoastră are chimie, poate la dumneavoastră e cu totul alta situația, da? La fel, dacă aveți uleiul de la Udarabi London, haideți să ne reauzim în secțiunea comentarii și să împărtășim opinii și idei. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final și până data viitoare vă doresc zile minunate și pline cu parfum. V-am pupat!